Bună tuturor! Suntem la a doua parte a corsetului nostru cu cupă. Până la urmă, aceasta o să vină un top care o să aibă un volănaș la partea aceasta de la talie. Înainte de a merge la mașina de cusut, vreau să zic la... Nu am uitat numele, care m-a întrebat că atunci când se croiește, se scoate pensa. Vreau să spun că noi folosim tiparul care este gata la final, deci tiparul de bază transformăm într-un model. Deci aveți grijă, trebuie totdeauna aceste, le folosim, deci aceasta este tiparul nostru care o folosim la final. Partea de mijloc se croiește la îndoitura materialului, cum mai avea materialul, deci numai ca să aveți idee, pentru că eu deja dacă am tăiat-o, deci așa cum este materialul de 50, să zicem asta e îndoitura materialului, atunci partea de mijloc deci tiparul de mijloc, aceasta o puneți așa la îndoitura materialului, deci să vină așa și aici lăsând, singurul lucru care trebuie să vă menționez că atunci când copiezi tiparul acesta, deci când pui pe material, trebuie pe fiecare parte să-i lași rezervă de cusătură pentru începătoare. Deci, de aia ai văzut că este așa de mare, pentru că este lăsată pe fiecare parte, am lăsat rezervă de cusătură. Deci în momentul în care o croim. La oricare din aceste părți care le-am semnat, fiecare parte este croită. De aia este semnul acesta, că așa o punem pe fir. Deci așa este de pe val, așa vine materialul. Tu trebuie să fii atentă ca atunci când croiești, așa să-ți vină, pentru că dacă nu, deci așa trebuie să-ți vină și părțile astea. Deci așa cum ți-am arătat, să vină pe fir. Partea aceasta de spate, din nou, acolo se vede că este pe firul materialului. La față, din nou, toate la materialul dublu, pentru că trebuie să faci de două ori. Deci, este croit din materia primă, este croită din căptușală, deci partea aceasta, la aceeași mărime și pe fiecare lăsată rezervă de cusătură. Tot așa și părțile acestea mici sunt croite din căptușală și croite din materia primă. Acolo este spatele. La spate am lăsat o mică rezervă, poate că se va închide cu nasturi. O să vedem. Acest volănaș, care o să vină de la talie în jos, aceasta măsurăm circumferința taliei și facem așa un, ca și un semicloș. Asta o să vedeți când ajungem acolo. Ce v-am vrut să-ți mai spun? Nu mai știu precis. Așa, este cine când avem, când suntem, când faceți corsete. Atunci, bineînțeles că folosim și balene. Deci balene, nu balene din alea, balene care introducem în aceste orificii. Am o lecție unde îți arăt și partea aceasta, deoarece aceasta este un top care este mai comod. La aceasta nu o să-i punem, dar se găsește la metraj, nu așa, puțin mai subțire, care e expre pentru cupe și este mai tare, cam de 3 mm grosime, cred că și la emidale voi cumpăra și eu, și partea aceasta se croiește și din acest material, ca să aibă o sănătă mai bună, sau montați înăuntru, se poate monta o cupă care este în măsura noastră. Aceste balene despre care eu vorbesc se găsesc așa și îmbrăcate, deci sunt și așa sau și așa. Care eu aici am tăiat că nu mi-a permis materialul ca să fie într-una, dar la aceste cusături se poate pune și automat deja coși și nu mai trebuie să introduci, înțelegi? Deci ai deja orificiu complet. Este foarte practică aceasta.
Așa, acum mergem la mașina de cusut și o să o executăm. Acum avem părțile noastre, aceasta o punem la o parte și știi că am semnat așa, 2-2 și luăm așa și unim aceste două părți. Este mult mai ușor dacă semnezi partea aceasta și vezi că aici am scris numărul 3. Deci unim aceste mijlocuri. Și tot așa luăm și partea asta. Deci, de ce am lăsat aici? Că este mult mai ușor, am semnat, să nu greșim. Cu toate că aceste sunt aproape identice. Deci sunt aproape identice și totuși nu identice. Deci ai văzut? Trebuie să fie la fel. Deci, acum când le unim, avem grijă să fie față la față, alunecă un pic că este căptușală. Aveți grijă că este un pic rotundă. Acum luăm partea aceasta de sus, aceasta ar trebui ca să o descălcăm. Dacă se lucrează dintr-un material gen blugi sau știu eu, atunci se poate și tigheli. Poți să dai și un tighel de fixat. Deci am semnat aici numărul 3, înseamnă că trebuie să unesc cu numărul 3. Deci eu trebuie să am grijă ca să fie unită cu numărul 3. Deci acum sau de sus sau de jos voi uni partea aceasta. Am grijă să verific cât e rezerva mea jos și cât e sus. Aici în mijloc am o petipar, aici unde am unit, acolo este mijlocul, deci aici este vârful bustului, deci aici trebuie să mi se întâlnească cele două cusături. Așa procedăm și la partea aceasta, deci știm că 3-ul și numărul 3 din nou trebuie să se potrivească. Deci unim aceste și unim tot așa și căptușala. Eu la căptușala am să-i dau un tighel de fixare, nu se vede, deci pe partea rezervei am să îi dau un tighel așa la vârteac. Sau la vârteac sau la o lățime de talpă. Deci deci m-am dus în partea de sus așa să merg și în rezerva un pic în partea. Puteam și partea aceasta, că atunci se fixează mai bine. Desfăcut așa.
tocăi. Și atunci cusătura aceasta mea nu se mai desface, deci dacă este digerită. Ridic acul și mă întorc. Partea aceasta, deci materialul, tot merg și trebuie să o calc, să o descalc. Aici nu voi da tighel pentru că aceasta va fi fața. Deci, acum o să vină partea aceasta, va veni față la față. Deci merg să o calc și după aia o să o fixăm. Deci mergem, descălcăm cusăturile acestea, dar nu înainte, ca să nu mă ridic de atâtea ori. Atunci venim și cosem și luăm și mijlocul acesta. Aici eu o trebuie să tau, dar cine are material împreună, aici începătoarele trebuie să știți că așa să uneți, că aici să aveți locul ăsta de cupă. Aici am pișcăturile până unde trebuie să... Deci în așa fel, ca să mi se formeze această, deci să am grijă să nu mi-e îndemână așa, ca să nu o pun pe o parte greșită, ai văzut? Este așa la îndemână, deci trebuie neapărat să o scurgi sub mașină. Atunci când lucrăm cu materiale, de exemplu blugi sau ceva, atunci putem să tighelim și partea aceasta. Cum mergem, descălcăm și partea asta și cupele. Am descălcat cusăturile și ce vreau să-ți mai arăt aici, colțurile astea să le piști. Ca să nu mai ai aici o dungă în mijlocul. În mijloc, ca să nu ai acea dungă. Aici, pe una am tăiat, la una nu. Așa, ai văzut că am unit tot așa și căptușala, ca și partea din mijloc. De ce am unit? Pentru că eu trebuie ca să o finisez acum, înainte de a o... de a coase cupa. Pentru că eu vreau aici partea aceasta, aici, o unesc cu căptușana. În cazul în care o faceți necăptușită, atunci frumos înfilați și așa o finisați partea aceasta. Thank you.
aceasta o fixez așa ca să... Acum, voi, după ce am făcut mijlocul, voi face și cele două părți aici. Pentru că aici eu nu mă mai ating, deci o să vin până aici și după aia spatele, poate că nici nu o căptușim. O să vedem. Deci avem grijă, față la față. Așa voi fixa pe partea căpușelii și cu săptura aceasta. Deci acum avem partea aceasta. Încă așa nu v-am arătat, acum vă arăt și așa. Acum voi fixa partea aceasta de mijloc, pun pe un număr mai mare și voi fixa ca să lucrez mult mai ușor când o să fac, deci aici am grijă. Pe o mărime 4-5. Aici am grijă, ai văzut că se întinde și dacă mi se întinde tare cupa, atunci o să fie largă. Cât este căpușala, pentru că nu e voie ca să fie mai largă. Va trebui să fur și pe partea aia altă cu jumătate de centimetru, pentru că aici am greșit un pic, dar n-am să o mai desfac acum. Pun la o parte și-mi iau cupele.
cupa care trebuie să stea așa, ați văzut? Trebuie să stea așa frumos. Și acum avem grijă care este fața, deci de-aia am pus acolo numărul 3, numărul 3, ca cele două numere să mi se potrivească. Deci 3 cu 3 să se potrivească. Și acum partea aceasta, până aici am să o știrțuiesc. Am să o știrțuiesc. M-am oprit că trebuia să fixăm breteaua, trebuie să o fixăm acum cu această cusătură către partea laterală. Și abia acum pun față la față și fixând acolo, deci o costeia. Îi dau un tighel de fixare la partea aceasta de sus. Dacă vreți, puteți să și pișcați aici, pentru că căptușala nu se întinde, este lipită. Dacă cineva dorește, poate să știu și piște un pic, eu, mie nu știu de ce nu-mi place, cu toate că aici este rotund și se poate un pic mișca. Deci pe partea rezervei, totdeauna degetul nostru să fie așa, să nu prindem acolo altceva. Și acum, din nou, dăm la pasoare, la 4 sau la 5 și o fixăm. Cusătură cu cusătură. Cele care doresc ca să pună o cupă înăuntru, acum poate să o pună, înainte de a o fixa. Deci, cine au, sunt mici. Aici trebuie să fiu sigură că este precisă și atunci mai bine o prind în ace prima dată.
Mă înțelegeți? Ca să am degetul meu să fie aici, ca să am această pentru că cu toate că este croită la fel, se modifică și atunci și prin călcare și prin, ai văzut, deja și aici. Și atunci este mai precis așa. Și rezerva, cu cât este mai mare, aia o face aceste. Verificăm o cupă că este bună, o întoarcem și pe partea aia altă totdeauna ca să vedem că nu ne trage căptușala. Înțelegeți? Deci să vină și aici. Deci mă verific pe cele două părți că totul este în regulă. Și abia acum merg roată și o fixez. Okay. Aici să aveți grijă să prindeți mijlocul cu un ac și așa ca să o fixați, ca să nu se micșoreze. Deci și eu, pentru că aveți grijă că atunci când lipim căptușala, intră și atunci deja este problemă. Se micșorează, deci nu este bine. Acum luăm partea noastră, știm că aici avem o cusătură, partea aceasta, breteaua care merge către spate, deci aici trebuie să ni se potrivească și venim de la partea aceasta de sus și o coasem pe ea. Având grijă ca partea aceasta să ni se, deci partea aceasta să fie linie cu linie. Mai ales la materialele unii, când faceți, sau materiale scumpe, trebuie să se potrivească frumos. Setăm mașina înapoi și aici avem grijă. Prindem așa, cum vedem noi, ca să nici să n-o susținem tare, dar să ne încapă în această... răscroitură, deci să încapă frumos. Aici verificăm încă o dată să nu ne împingă mașina, punem acolo jos. Poate că trebuia să o întind, deci o intrat un pic mai mult. Și aici am tras acum și că nu o să fie altfel. Trebuie să fie la fel, deci acolo am să o desfac.
Așa.